Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Și să deschideți Scripturile în scrisoarea pe care Pavel o scrie Bisericii din Filipi, capitolul 2, de unde vom citi versetele cuprinse între 5 și 11. Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, alergarea noastră zilnică pe pământul acesta se concentrează nu doar asupra hranei fizice, asupra împlinirii nevoilor biologice, ci se concentrează cel puțin în egală măsură asupra nevoilor spirituale care sunt împlinite de prezența lui Dumnezeu, de părtășia cu Dumnezeu, prin scripturi, prin rugăciune, prin post. Începând de luni, noi ne-am propus o perioadă de 40 de zile de post, de rugăciune, să stăm înaintea lui Dumnezeu crezând că ne apropiem de El și batem la ușa îndurării sale prin atitudini spirituale pe care El le-a indicat. El ne-a spus să postim și acum când postim, noi credem că El ne ascultă pentru că se va ține de cuvânt. Ne vom ruga, vom stărui înaintea Lui și noi credem că El ne ascultă pentru că ne-a pus să facem aceste lucruri. Și acum noi le facem crezând că își va aduce aminte ca promis și că își va împlini făgăduințele. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care își împlinește făgăduințele. Slăvit să fie Domnul! Au trecut câteva zile și o parte dintre noi, probabil o parte mai mică, care din anumite motive nu s-au pus pe listă prin gestul ridicării mâinii, am stat înaintea Domnului în post, în rugăciune și noi credem că Dumnezeu privește cu plăcere spre intenția noastră, spre motivația care ne determină atitudinea. Vreau să vă încurajez încă o dată să fiți responsabili cu angajamentul dumneavoastră în ziua de post, să încercați să căutați fața Domnului mai mult decât în celelalte zile, să-L căutați pe Domnul în rugăciune, în meditația Duhului, încercați să citiți Scripturile, să vă rugați, pentru că pe umerii celor care postesc într-o zi este așezată povara lucrării lui Dumnezeu în aceste 40 de zile de post. Vă rog să vă simțiți responsabili și să faceți lucrul acesta cu bucurie, ca niște oameni care vă înțelegeți chemarea și care vă simțiți parte dintr-un popor numit Biserica Betania. Mă rog Domnului să ne binecuvinteze pe fiecare. Așa cum noi obișnuim întotdeauna ultimile 40-45 de minute din cele două ore pe care le avem în întâlnirea sfântă să cântăm, să ne rugăm, să citim scripturile, în seara aceasta, așa cum anticipam, vom prezenta învățătura despre Domnul Iisus Hristos. Este adevărat, și intenția și titlul sunt îndrăznețe, deoarece Biblia își ia atâtea pagini să vorbească despre Domnul Iisus,
Și noi, în învățătura de 40-45 de minute, care poate fi așezată pe 3 pagini, spunem că explicăm învățătura despre Domnul Iisus Hristos. Întotdeauna, felul în care noi expunem studiile biblice, încercăm să balanceze categoriile de vârstă din biserică. Înțelegem pe de o parte că sunt oameni care au îmbătrânit pe calea lui Dumnezeu și care cunosc scripturile și amănuntele pentru oamenii aceștia sunt aproape plictisitoare, deoarece ei știu foarte bine aceste lucruri. Ei înșiși le spun de la amvon sau le spun familiilor și copiilor lor. Pe de cealaltă parte, suntem conștiinți că avem între noi tineri, copii, noi veniți sau noi convertiți, categorii sociale care nu cunosc cuvântul Domnului și care trebuie să-l afle în amănunt. Ei bine, ne confruntăm cu aceste două extreme și încercăm să creăm un echilibru în prezentarea cuvântului, în așa fel încât să nu intrăm în amănunt încât să devină plicticos, dar nici să nu fim superficiali în prezentarea noastră, deoarece oricât de bine am cunoaște cuvântul, întotdeauna mai avem nevoie să-l cunoaștem. Aceasta este mentalitatea cu care organizăm învățătura pe care o prezentăm și noi credem că suntem călăuziți de Duhul. Învățătura despre Biblie se numește bibliologie, adică învățătura despre Biblie. Teologie este învățătura despre Dumnezeu și Hristologie este învățătura despre Hristos, despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ei bine, Hristologia este doctrina care se ocupă cu studiul persoanei și lucrării Mântuitorului. Aș vrea să observăm divinitatea Domnului Iisus Hristos, apoi umanitatea Domnului Iisus Hristos. Pentru că atunci când vorbim de Mântuitorul Iisus Hristos, vorbim despre o persoană care face excepție de la orice regulă. Despre fiecare dintre noi putem vorbi doar despre umanitatea noastră, dar nici de cum despre divinitatea noastră. Despre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt putem vorbi de divinitate, dar nici de cum de umanitate. Singura persoană din univers despre care putem vorbi în egală măsură despre divinitate și umanitate este doar Mântuitorul Iisus Hristos, deoarece El este Dumnezeu egal cu Tatăl și Duhul Sfânt, dar a fost om egal cu orice om din generația Lui. Această învățătură, pe de o parte, este ușor de crezut, însă este greu de înțeles. Atunci când facem diferență între a înțelege cu rațiunea, care are limite, și acceptarea prin credințe, care prelungește rațiunea și nu are limite. Deci, divinitatea Domnului Iisus Hristos. De ce? De unde știm noi că Domnul Iisus Hristos a fost divin? Pentru noi, oameni care venim la biserică, noi nici nu știm altfel și nici nu vrem să știm altfel. Dar prin intermediul internetului și poate chiar în sanctuar, sunt oameni care cred altceva despre Iisus Hristos. De aceea este nevoie să prezentăm problema mai mult și mai larg decât o credem noi. Adică, Domnul Iisus Hristos a fost divin pentru că El are nume divine. În primul rând, Scriptura ne spune în foarte multe locuri, în foarte multe versete, dintre cele 66 de cărți care conțin Biblia, de pildă, Isaia 6:9, Ioan 1:1, Romani 9:5, 1 Tesaloniceni 4:14, 1 Timotei 3:16 sau Tit 1:3, toate acestea și multe altele conțin nume ale Domnului nostru Iisus Hristos și conțin numele Dumnezeu. Adică El este numit în aceste versete biblice Dumnezeu. Nu doar Tatăl este numit Dumnezeu, ci și Fiul fiind egal cu Tatăl în esență. În Coloseni 1:15 Biblia spune: El este înfățișarea Dumnezeului nevăzut. Cu alte cuvinte, El este vizibilul invizibilului Dumnezeu. Adică El este manifestarea vizibilă a Dumnezeului invizibil.
El are nu numai numele de Dumnezeu, are și numele de Domn. Acest nume de Domn este identic cu numele personal al lui Dumnezeu despre care noi am studiat data trecută, respectiv Iahve. Dacă asociem nume din Vechiul și din Noul Testament, după cum urmează. Dacă asociem Luca 1:68 cu Psalmul 106, versetul 48, atunci numele Domnului Iisus Hristos este Iahve, numele personal al lui Dumnezeu. Când spun Dumnezeu, la studiul de data trecută și de data aceasta, nu înțeleg Tatăl, ci înțeleg numele generic al celor trei persoane. Atunci când mergem în familia unuia dintre noi, pe ușă scrie numele familiei. Să dăm un exemplu. Dacă mergem la familia Varga, pe ușă scrie familia Varga, dar dincolo de ușă este Varga Gabi, tatăl, este Varga altcineva, soția, și altcineva, copiii. Iată dar că sunt mai multe persoane acolo Varga. Acest exemplu doar în parte se potrivește cu Trinitatea. Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeu, Fiul, Dumnezeu, Duhul Sfânt. Exemplul acesta însă nu poate fi dus la nesfârșit pentru că nu mai funcționează, deoarece între persoanele dumnezeirii nu există grade de rudenie ca într-o familie de pe pământ. Cuvântul este un alt nume pe care Domnul Iisus Hristos îl are în Biblie, un alt nume divin pe care îl poate avea doar o persoană divină. El, cuvântul, exprimă gândurile cuiva spuse sau scrise, de aceea, pentru că Iisus este Dumnezeu, l-a putut descoperi pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Ioan 1:1, la început era cuvântul, la început era Dumnezeu, Dumnezeu Fiul. Apoi Apocalipsa 9:13, Matei 11:27, studiile biblice în general de joia folosesc multe versete biblice, deoarece diferit de predică, ele trebuie foarte bine argumentate cu Biblia. Dacă o predică conține mai multă povestire, este mai harismatică, studiul biblic conține mai multă argumentație, este mai greu, este mai consistent, este mai logic, este mai rațional și mai puțin harismatic, deoarece el nu are în vedere evangelizarea ca o predică, el are în vedere învățătura și maturizarea ca un studiu biblic. Aceasta este în principiu diferența între evangelizare și predică. Evangelizarea este harismatică, îl prezintă în mod special pe Hristos care mântuiește, este îndreptată în mod special asupra prietenilor și îi cheamă la Domnul, timp în care studiul biblic nu-i harismatic, e logic, e consistent, el se îndreaptă mai mult înspre frați și surori și are în vedere maturizarea, creșterea, desăvârșirea, nu să rămânem copii care ne-am convertit și rămânem la nivelul de convertire. O biserică fără studiu biblic este o biserică de copii. O biserică fără evangelizare este o biserică unde nu se mai pocăiește nimeni. Ambele își au rolul lor, ambele trebuie făcute. După cum apa nu elimină mâncarea, iar mâncarea nu elimină apa, ambele sunt necesare, fiecare în locul ei, în hrănirea trupului nostru. Un alt nume și ultimul pentru mine în seara aceasta este Fiul lui Dumnezeu. Exprimă relația eternă și egală cu Tatăl. Ioan 5:18-26 sau Galateni 4:4. Aceste nume sunt divine, nu le pot avea îngerii, nu le pot avea serafimii, heruvimii, nu le poate avea decât Dumnezeu. Ori dacă Hristos Fiul le are, înseamnă că e Dumnezeu, de aceeași esență, egal cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, lăudat să fie numele Domnului. Divinitatea Domnului nu se vede doar din faptul că are nume divine, ci și din faptul că are atribute divine. De pildă, atributele Domnului Iisus Hristos sau însușirile divine ale Domnului Iisus Hristos nu le poate avea decât Dumnezeu. Spre exemplu, eternitatea. Nimeni nu e etern ca și Dumnezeu. Mica 5:2, Ioan 1:1, Apocalipsa 1:11. A tot prezența, prezent peste tot, termenul tehnic este omni tot, prezența, adică peste tot prezent. Omniprezența, peste tot prezent. Matei 28:20, Ioan 3:13, Coloseni 1:27. Omnipotența, adică poate toate lucrurile. Verbul a putea este incompatibil cu Dumnezeu. Nu poți să spui că Dumnezeu nu poate. Mai spun unii predicatori așa filozofând, Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu nu vrea să mintă. E corect spus, nu-și permite să mintă. Nu că dacă ar vrea, n-ar putea. Dumnezeu poate orice.
Dar el nu-și permite lucruri negative, nici, nu numai să mintă, dar Dumnezeu nu fură, nu înșeală, nu ispitește. Milioane de lucruri nu le face Dumnezeu. Tot ce face diavolul nu face Dumnezeu, nu numai că nu minte. Doar nu ne permitem să credem că Dumnezeu fură sau înșeală sau disprețuiește sau bârfește. Toate lucrurile acestea negative nu le face Dumnezeu, nu doar nu minte. Omniscienta, adică știe totul, nu are nevoie de argumentație, de martor, de dovezi. Dumnezeu știe absolut toate lucrurile. Cunoaște gândurile, sentimentele noastre, motivațiile ascunse. De aceea cine se teme de Domnul nu va încerca să fie ipocrit, fățarnic, știind că Dumnezeu oricum cunoaște totul. Este copilărește să te ascunzi de Dumnezeu, deoarece este imposibil. Sfințenia este un atribut al Domnului Iisus, după cum este un atribut al Tatălui și al Duhului Sfânt. Isaia 6:1 la 3, Ioan 12 la 41. Suveranitatea, nimeni nu-i suveran ca și Dumnezeu Tatăl, Fiul și în cazul nostru Fiul. Imoabilitatea, imoabil este cuvântul pentru nu se schimbă. Acesta este un cuvânt teologic, îl veți întâlni citind cărți scrise despre Biblie, despre teologie. Imoabilitatea înseamnă că Dumnezeu nu se schimbă, te poți baza pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă a spus cu 6.000 de ani în urmă că te iubește și că nu te va lăsa și că se va lupta pentru tine, te poți baza pe promisiunea aceasta lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i ca mine, nu-i ca tine, nu-i ca omul să uite, să neglijeze, să obosească. El nu se schimbă, Dumnezeul nostru este neschimbător, adică imoabil, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu este dătătorul vieții fizice, Ioan 1, 3 la 4 sau 5, 28 la 29, după cum e dătătorul vieții spirituale, Ioan 14 la 6 sau 11 la 25 sau Coloseni 3 cu 3. Mai sunt multe alte atribute pe care nu le are decât Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În cazul nostru în această seară, Fiul. Îngerii nu au aceste atribute, sfinții nu au aceste atribute, ci numai Dumnezeu. Noi toți avem început și sfârșit. Dumnezeu nu are început și nici sfârșit. El este etern. Etern înseamnă dintotdeauna în timpul trecut, întotdeauna, pentru totdeauna în timpul viitor. Al treilea lucru care argumentează, care confirmă divinitatea Domnului pe lângă numele sale divine, pe lângă atributele sale divine, este acțiunile sale divine. Sau sunt acțiunile sale divine. Spre exemplu, a creat toate lucrurile. Cine are calitatea de creator în univers alături de Tatăl și Fiul? Cuvântul Elohim din Geneza, haide să facem om după chipul și asemănarea noastră, este pluralul care definește cele trei persoane, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. El a creat toate lucrurile, cu excepția răului, cu excepția păcatului. Răul n-a fost creat. Răul s-a născut ca o consecință a acțiunii diavolului, preluată de Eva și multiplicată de Adam. 1 Corinteni 8:6, Ioan 1:3, Coloseni 1:16. A doua acțiune care definește divinitatea Domnului Iisus Hristos, pe lângă faptul că El a creat toate lucrurile, este faptul că El susține toate lucrurile. El nu le-a agățat cu o sfoară și când se putrezește cad. Coloseni 1:17, prin puterea tăriei Lui, ține toate lucrurile. El te va ține și pe tine, mă ține și pe mine. Încrede-te în Domnul. Dacă ești copilul Domnului, pune-ți în minte următorul lucru. Dumnezeu o să te țină în orice împrejurare. Iartă păcatele. Aceasta este o acțiune a divinității. Îngerii nu pot ierta păcatele. Numai Dumnezeu Fiul iartă păcatele. Este singurul în numele căruia se iartă păcatele. Luca 5:20-25 sau Luca 7:47-49. Un al patrulea atribut, acțiune divină, este faptul că El face judecată. Îngerii n-au voie să judece. Oamenii nu au voie să judece persoanele, au voie să judece acțiunile persoanelor. Ioan 5:22-23 sau 2 Corinteni 5:10 sau Apocalipsa 1, versetele de la 11 la 15. Realizează mântuirea. Aduceți-vă aminte ce spune cuvântul Domnului.
prin Pavel către Timotei. Este un singur nume dat oamenilor, nume în care oamenii să fie mântuiți. Numai Hristos mântuiește. Nimeni altcineva nu poate mântui, nimeni. El face minuni, Matei 8, 27. Acceptă închinarea. El este singurul care acceptă închinarea alături de Dumnezeu Tatăl și de Dumnezeu Duhul Sfânt. Numai Trinitatea acceptă închinarea. Îngerii nu acceptă închinarea. Oamenii nu acceptă închinarea sau nu ar trebui să o accepte. Noi păcătuim dacă dăm închinarea altcuiva decât lui Dumnezeu. Tocmai aceasta înseamnă idolatrie. Să te închini sub orice formă, prin priorități sau valori, altcuiva decât lui Dumnezeu. Închinare nu înseamnă doar să faci așa, ci și înseamnă să prețuiești mai mult, să iubești mai mult, să pui valoare mai mare pe altceva sau altcineva mai mult decât pe Dumnezeu. Idolatria e un mare păcat al vremurilor moderne, după cum a fost al vremurilor trecute. Duceți-vă aminte că îngerii refuză închinarea când sunt în situația să o primească de la oameni care într-o atmosferă de mirare încurcă persoanele cărora se închină. Domnul Iisus însă acceptă închinarea. Aduceți-vă aminte de Ioan 20 cu 28. Acestea fiind spuse despre divinitatea Domnului, aș vrea să vorbim puțin și despre umanitatea Domnului, luându-ne suficient timp ca să vorbim despre miracolul divinității și umanității în aceeași persoană, în aceeași timp. În același timp, lucrul acesta nu se poate înțelege cu rațiunea. Este imposibil. Este o regulă absolută de la excepție. Este o excepție absolută de la regulă, iertați-mă. Deci, umanitatea Domnului Iisus Hristos. Atunci când vorbim de umanitatea Domnului Iisus, primul lucru este întruparea. Prin întrupare începe, se declanșează umanitatea Domnului Iisus Hristos. Și întruparea se referă la îmbrăcarea cu o natură umană, dar fără păcat, excepție păcatul. Samson și Ioan Botezătorul au fost asistați în miracolul nașterii, unde se implică Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos este diferit prin faptul că s-a născut, de fapt s-a întrupat ca o intervenție divină a Duhului Sfânt. Prin întrupare, Domnul Iisus rămâne 100% Dumnezeu, timp în care devine 100% om. Citiți Coloseni 1 cu 17 sau Evrei 1 cu 3. În Filipeni, capitolul 2, de unde noi am citit în această seară, versetul 5 până la 7, există o parte a Bibliei greu de înțeles, partea aceasta se numește kenoză. Ea a dat mult de lucru teologilor, oamenilor care scriu, care interpretează Scriptura. De ce? Mai citesc încă o dată. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, de slugă, de om și s-a făcut asemenea oamenilor. Ce înseamnă când era în cer, Dumnezeu s-a dezbrăcat de Dumnezeu și s-a întrupat în om? Ce presupune asta? Cât de mult s-a dezbrăcat de Dumnezeu? Înseamnă că n-a mai fost Dumnezeu, a fost doar om. Începând cu Consiliul de la Calcedon și până astăzi, toți oamenii care citesc Scripturile afirmă că Iisus Hristos, când a fost pe pământ, a fost 100% Dumnezeu și 100% om. Acest termen, kenoza, dezbrăcarea de divinitate, ce înseamnă de fapt? Aici Pavel vorbește despre o golire de divinitate care s-a realizat în momentul întrupării. Asta nu înseamnă că Iisus, când a fost prin întrupare om pe pământ pentru aproximativ 33-34 de ani, nu a mai fost Dumnezeu, ci, uitați ce înseamnă, El a ales să nu mai manifeste la intensitatea la care manifesta din cer atributele sale de Dumnezeu. Dar, în același timp, El a manifestat atribute dumnezeiești. O să vă dau câteva exemple în care se împerechează omul cu Dumnezeul în aceeași persoană. Ascultați-mă cu atenție. În viața umană a Domnului Iisus, umanul se împletește cu divinul. Deci, exemplele. 1. Merge la nunta din Cana ca om,
dar înmulțește vinul ca Dumnezeu. Nuntașul Iisus a devenit Dumnezeul Iisus. 2. Doarme ca un om în corabie, dar oprește furtuna ca un Dumnezeu. Persoana care dormea în corabie era de fapt Dumnezeul care era acolo. 3. Este prins de soldați, legat și bătut în grădină, ca om, însă vindecă urechea lui Malhu, unul dintre robi, în momentul în care Petru i-o taie cu sabia, ca Dumnezeu. 4. Plânge la mormântul lui Lazar ca om, dar îl înviază pe Lazar ca Dumnezeu. 5. Cere apă pe cruce fiind răstignit, pentru că este însetat ca om, dar imediat iartă păcatele tâlharului ca Dumnezeu. Moare pe cruce ca om, datorită pierderii de sânge, însă învie a treia zi ca Dumnezeu, ceea ce face excepție de la orice regulă a oamenilor care mor pentru un motiv sau altul. Acest miracol pe care îl iubim, pe care îl urmăm, care face din viața noastră ruinată o desfătare și o binecuvântare, este greu de înțeles cu mintea, însă este ușor de crezut și este ușor de urmat atunci când puterea din El vine în noi, prin Duhul Sfânt și prin Evanghelie. Miracolul acesta numit Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru, a fost în același timp Dumnezeu 100% și în același timp Dumnezeu om 100%. Asta se numește kenoza. Pentru o clipă s-a oprit să-și mai manifeste puterea, dar nu de tot, ci doar s-a micșorat frecvența și intensitatea. De-a lungul istoriei au fost foarte multe erezii care au negat ori divinitatea Domnului Iisus, ori, ciudat, umanitatea Domnului Iisus. Divinitatea Domnului Iisus a fost negată mai mult și în mod special în secolul 3, la începutul secolului 4, a existat un anumit arie din Alexandria. De aceea erezia aceasta îi poartă numele și se numește arianism. Când veți auzi de arianism, arianismul care vine de la arie, să știți că acest arie a fost un individ care a negat că Iisus Hristos a fost divin. El a spus că Iisus, exact cum spun martorii lui Iehova astăzi, Iisus a fost cineva. E adevărat că a fost foarte moral, a fost un profet folosit de Dumnezeu, a fost un om de excepție, dar nici vorbă să fie divin. Divin e doar unul singur, Tatăl. Aria a spus așa, Iisus nu-i Dumnezeu și Duhul Sfânt nu-i Dumnezeu. Așa spun martorii lui Iehova astăzi. În ultimii 20 de ani, ei și-au schimbat strategia și în aparență nu mai spun așa. Până acum, cum intra în casa unui om, asta era primul lucru pe care îl spunea. Acum ascund asta, pentru că nu mai au succes. Dar ei tot asta cred și peste 2 luni de studiu biblic, ei tot asta spun. Să fim bineînțeles, ei nu sunt biserică, ei sunt o asociație religioasă. Sunt singura asociație religioasă care au altă Biblie decât a noastră, a tuturor confesiunilor creștine. Sunt singura asociație care nu crede în Iisus Hristos că este Dumnezeu. Și din punctul acesta de vedere sunt într-un anumit fel anticriști, dar nu anticriști din punct de vedere escatologic, ci anticriști din punct de vedere doctrinar. Ei nu cred că Iisus Hristos și Duhul Sfânt sunt Dumnezeu, ci numai Tatăl. De aceea pedalează permanent pe Iahve, Jehova, Jehova, Jehova. Însă noi am văzut mai devreme că și Iisus a purtat numele de Jehova în asocierea versetelor biblice din Noul și din Vechiul Testament. Ei, ori noi trebuie să știm cum să vorbim cu oamenii aceștia. Nu trebuie să știm doar să ne rugăm. E bine să știm să ne rugăm și Doamne ferește să n-o facem. Dar
Atunci când argumentăm, trebuie să argumentăm cu Scriptura, ca și Domnul Iisus. El a spus, este scris, trebuie să știm ce este scris. Și de asemenea, mai trebuie să știm și cum se înțelege ce e scris, pentru că Iisus spunea, ce-i scris în lege, cum citești în ea? În lege e scris așa, și baptiștii, și martorii, și penticostalii, la fel este scris în Biblie, dar numai că citesc diferit. De multe ori, în aceeași biserică locală, se interpretează diferit un verset biblic sau un text biblic. Ce scrie în lege, spunea Hristos, cum citești în ea? Acesta este un adevăr teribil pentru predicatori și o responsabilitate veșnică. Datorită acestei învățături greșite, care a adus foarte multă confuzie în sânul bisericii de la începutul secolului IV, s-a organizat un consiliu, așa cum spuneam mai devreme, în care s-a stabilit că Domnul Iisus este Dumnezeu de aceeași esență cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Ei bine, așa cum au fost erezii care au negat divinitatea Domnului, au fost și erezii care au negat umanitatea Domnului. De pildă, docetismul, care este un curent gnostic. Gnosticismul vine de la verbul din limba greacă a cunoaște, adică gnosticii sunt cei care cunosc. Ei sunt intelectuali, filozofii, oamenii cu un coeficient de inteligență foarte înalt. Cu alte cuvinte, gnostic nu poate fi un om simplu, un om fără carte, ci numai superdotații pot deveni membri gnostici. Ei bine, docetismul este o ramură a gnosticismului. Prima trăsătură a gnosticismului, pentru că gnosticismul are două trăsături, vorbește despre supremația intelectualismului și a iluminării minții, adică mântuirea care vine prin înțelegerea sensurilor adânci ale lucrurilor. Cu alte cuvinte, nu mai ești mântuit prin credință și oricine poate crede, și ești mântuit prin intelectualitate, ori darul de a fi deștept. Nu l-au toți oamenii. Toți oamenii au suficientă minte ca să trăiască, dar nu sunt superdotați ca o elită dintre oameni. Ei spun, pot fi mântuiți numai elita aceasta de superdotați, lucru care este neadevărat. De asemenea, o a doua caracteristică a gnosticismului, care definește acest curent filozofic, care a făcut ravagii în secolul IV, dar este și astăzi prezent la fel de bine sub alt nume și sub altă manifestare, este convingerea că spiritul, adică duhul, între duh și spirit, duhovnicesc și spiritual, există o sinonimie perfectă, adică înseamnă același lucru. Diferența e că unul vine din limba slavonă și alt cuvânt vine din limba latină, dar duhovnicesc înseamnă spiritual și spiritual înseamnă duhovnicesc. Spirit înseamnă duh și duh înseamnă spirit. Ei bine, ei spuneau că duhul sau spiritul e bun, pozitiv, iar trupul, materia, este rău, e negativ. De aceea spuneau ei, ce face materia, să nu credeți că e păcătos, că ea oricum era și nu știe să facă altceva. În consecință, nu-i cereți socoteală că e prostuță. Adică materia, dacă păcătuiește, lăsați-o să păcătuiască, că nici oricum nu știe să facă altceva. Până la urmă, păcatul nu mai e păcat decât dacă îl faci cu Duhul. Și care e păcatul făcut cu Duhul? Numai Dumnezeu poate să stabilească păcatele făcute la nivelul cugetului. Am mai auzit o categorie de oameni care au stabilit ei că cineva a păcătuit cu Duhul. Puteți să-mi spuneți și mie ce instrumente avem noi de ne permitem nebunia să spunem că noi știm pe cineva care a păcătuit cu Duhul? Putem noi să citim gândurile oamenilor? Frați și surori, câteodată ne semețim, adică ne dăm aere încercând să părem că avem atribute divine. Noi putem să stabilim doar gravitatea unei fapte, că fapta se vede cu ochii. Și dacă există martori, spun, eu am văzut, dar cine poate să stabilească nivelul de vinovăție la nivelul gândului sau sentimentului? Gândul nu se vede, n-ai de unde să știi ce gândesc eu. Poți bănui, dar bănuiala dumitale e pentru dumneata, poți să mergi în iad pentru o bănuială de genul ăsta. Cine poate să judece sentimentele? Noi putem bănui și spunem, mie mi se pare că... De la mi se pare până la e adevărat e un drum lung. Și de multe ori noi facem o mare teologie din mi se pare. Și ne-ar place să credem că e adevărat cum ni se pare nouă. Frați și surori, noi un singur lucru putem stabili, fapta.
Dincolo de faptul e problema lui Dumnezeu. Dumnezeu judecă gândurile inimii, nu oamenii. Un miliard de oameni, de martori, nu poate să stabilească realitatea unui gând sau unui sentiment. Asta este monopolul lui Dumnezeu. Ce lucruri simple trebuie să prezentăm, pentru că au devenit complicate. Din punct de vedere gnostic, nu există întrupare. De ce nu există întrupare? Pentru că gnosticii spun așa: materia e rea și spiritul e bun. Ori cum să vină Dumnezeu, Duh, în materie prin întrupare? Ei nu au acceptat că Iisus a întrupat, deoarece divinul nu se poate uni cu umanul. Ei au spus: umanul, materia este falimentară, divinul este excelent. Ori Hristos n-a făcut altceva decât să aducă divinul în uman și să existe divin 100%, uman 100%. Ei, gnosticismul și docetismul n-au putut să înghită acest lucru. Docetismul acesta de care noi vorbim acum are și el două trăsături importante. El spune: ori că Iisus a fost o stafie și n-a avut duh, n-a avut trup, ci numai un duh, ori spune că în Iisus umanul care a ieșit din Maria, la botezul în apă a intrat Hristos divinul. Cu alte cuvinte, Iisus 30 de ani a fost un tinerel care s-a născut din Maria și Iosif. Nicio chestie cu Duhul Sfânt, toate astea-s povești, spun ei. Și la un moment dat, când Iisus umanul se botează, Hristos divinul intră în el. Și Hristos divinul stă în Iisus umanul și face minuni 3 ani jumate. Dar când îl prind soldații în grădină pe Iisus umanul, Hristos divinul iese, că nu poate fi prins. Poți să-l bați pe Iisus umanul, dar nu pe Hristos divinul. Poți să-l pui în cuie pe Iisus umanul, dar nu pe Hristos divinul. Ei, toate lucrurile acestea le-au spus ei. Cu alte cuvinte, între botezul în apă al Domnului și între prinderea din grădină, Iisus umanul l-a conținut pe Hristos divinul. Dar înainte de botez și după prinderea în grădină, Iisus a fost un simplu om. Așa explică ei. Ei bine, observați că Biblia, poate îmi veți spune: frate Luigi, asta nu e important. Păi dacă Biblia scrie lucrurile astea, înseamnă că sunt importante. Ascultați-mă cu atenție, frați și surori. În 1 Ioan, Scripturile vorbesc despre Iisus este Hristosul. În capitolul 1, în capitolul 3, ce era de la început și ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri și ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o, uitați cum începe Ioan. Noi avem probe, avem dovezi. Și mărturisim despre ea ca să vestim viața veșnică, viața care era în Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă ca să știți și să aveți părtășie cu noi. Și părtășia voastră este cu Tatăl și cu Fiul Său care? Iisus Hristos. Tot timpul Ioan în epistola aceasta folosește cuvântul nu Iisus, nu Hristos, ci Iisus Hristos. De ce? Pentru că el trăia într-o vreme în care afară gnosticii spuneau: Iisus e un om, Hristos e Dumnezeu, și a intrat în el pentru o vreme. De aceea Ioan vorbește despre Iisus Hristos ca despre aceeași persoană. Iar în capitolul 4, versetele 2 și 3, el spune așa: Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, nu Hristos a venit în trup, Iisus Hristos a venit în trup, este Dumnezeu. Este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus, atenție, nu-l mărturisește pe Iisus, îl mărturisește doar pe Hristos care e divin. Iisus e un om ușor, e umanul. Ei bine, el spune Iisus este Hristosul. Ce rost ar avea să spun eu că Gabi e Varga? Păi iertați-mă, sigur că e Varga pentru că e Gabi Varga, așa-l cheamă. Pentru noi astăzi nu sună bine să spunem că Iisus e Hristosul. Noi toți credem așa. Dar în vremea aceea oamenii nu credeau așa, frați și surori. Oamenii credeau că Iisus este un om și în el, la 30 de ani, având o experiență extraordinară, a intrat Hristos divinul. A stat o vreme și a ieșit când a fost prins și bătut, că nu putea să fie bătut Dumnezeu.
De aceea Ioan, dacă citiți în perspectiva aceasta epistola lui, scrisoarea lui, veți constata că el foarte mult accentuează că Iisus e Hristosul, că Hristosul e Iisus și că aceste două nume sunt al aceleiași persoane, ca și cum ar fi numele și prenumele, în engleză first name și last name. În istoria bisericii au existat tot felul de erezii cu privire la întruparea Mântuitorului. La jumătatea secolului II, Marcion din Pont a reînviat docetismul de care vorbeam, negând existența fizică a Domnului Iisus. El respingea Vechiul Testament și o serie de cărți din Noul Testament. O altă erezie s-a manifestat în vremea lui Augustin și erezia aceasta spunea că trupul Mântuitorului este carnal, nu-i stafie, dar e o carne cerească, nu-i carne omenească, normală ca a noastră. E carne, într-adevăr, nu-i stafie, dar nu-i carne normală, e carne cerească. Să știți că în cercurile elevate ale religiilor orientale, toate aceste curente sunt prezente. Și în spatele așa zisului sport numit yoga, există o religie în toată regula, o religie orientală. Vreau să spuneți copiilor dumneavoastră următorul lucru, și cei care sunteți în sanctuar, și cei care sunteți online, indiferent pe ce continent trăiți. Yoga este religie, nu-i sport. Și cine a trecut pe acolo, mai mult sau mai puțin, e convins de acest lucru. Yoga implică exerciții spirituale, nu implică trupul, implică duhul cu funcțiile lui, conștiința și intuiția, și implică sufletul cu sentimente, rațiune și voință. Trupul e floare la ureche, trei răsuflări și meditație transcendentală egal cu zero. Aceste erezii au fost combătute, repet, în 451 în Consiliul de la Calcedon, unde s-a declarat că Iisus Hristos este Dumnezeu 100% când a fost pe pământ și este om 100%. Închei spunând câteva cuvinte despre atributele umane de data aceasta ale Mântuitorului. Pentru că cineva ar putea să spună Iisus a fost fără păcat pentru faptul că a fost Dumnezeu. De aceea i-a fost ușor să nu păcătuiască, dar eu sunt om, eu nu sunt Dumnezeu. Vreau să vă spun că Iisus în egală măsură a fost Dumnezeu și în egală măsură a fost om. Performanța de a nu păcătui este accesibilă pentru fiecare dintre noi ca și pentru el, deoarece nu divinitatea lui l-a ajutat să nu păcătuiască, ci umanitatea lui care a ajuns la excelența demnității. În primul rând a avut un corp omenesc. Hristos a avut un corp omenesc asemenea nouă. A obosit, Ioan 4:6. I-a fost foame, Matei 4:2. I-a fost sete, Ioan 19:28. A dormit, Matei 8:24. A fost ispitit, dar niciodată n-a păcătuit, Evrei 4:15. A plâns ca orice om, Ioan 11:35. A avut iubire și compasiune ca un om pentru oameni, Matei 9:36. A primit nume de oameni, Fiul omului este cel mai preferat nume al Domnului Iisus, de 80 de ori îl întâlnim, aproximativ 80 de ori îl întâlnim în Scriptură. A fost supus legilor vieții ca oricare alt om. I-a fost frig, i-a fost sete, i-a fost foame. A manifestat caracteristici omenești, ca oricare muritor. Chiar dacă a fost cu desăvârșire om, el a trăit fără păcat în toate etapele, în toate etapele vieții. La naștere, el nu s-a născut sub incidența păcatului adamic. Și acum trebuie să vă spun ceva, frați și surori. Orice copil când se naște, se naște sub dreptul, sub incidența, sub autoritatea păcatului adamic. Însă păcatul adamic este doar potențial, dar nu activ. El devine activ la momentul în care copilul devine conștient de realitățile vieții, între 14, 13, 14, 15, 16, 17 ani, de la copil la copil, și când copilul acesta devenind conștient de realitățile vieții, poate să facă alegere între stânga și dreapta. Un copil de 2 ani nu e în stare nici să însoare, nu e în stare nici să conducă mașina, nu e în stare nici să aleagă nu știu ce lucruri importante, nu e în stare nici să menajeze o companie, nu e în stare nici să intre în relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-i cere unui copil să răspundă la mântuirea lui, deoarece e iresponsabil, e incapabil, e verde la cap, nu-i copt. Dar păcatul adamic e potențial.
În momentul în care copilul ajunge la 13, 14, 15, 16 ani, atunci se confruntă cu alegerea. Dacă nu-L alege pe Hristos, păcatul adamic care era potențial devine activ. Până atunci nu e activ. Cum să-i ceară Dumnezeu la un copil de 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani să se pocăiască? Sigur, el înțelege câte ceva despre Dumnezeu, David, Samson, dar el nu înțelege taina mântuirii cum o înțelegem noi adulții, pentru că nu puteți spune că un copil e cob la cap, că dacă e cob la cap se și însoară, dacă e cob la cap conduce mașina, se angajează, face facultate. Domnul Iisus Hristos nu s-a născut sub incidența păcatului adamic. Tocmai de aceea s-a născut în condițiile în care s-a născut. Dacă Domnul s-ar fi născut ca și noi, El s-ar fi născut sub incidența păcatului adamic și nu mai putea să fie Mântuitorul. Mântuitorul trebuie să fie fără păcat. Și păcatele sunt de două feluri. Păcatul adamic și păcatul înfăptuit în mod voluntar în momentul când devii conștient de realitățile vieții. Frați și surori, imaginați-vă cât de mult a trebuit Dumnezeu să organizeze venirea în lume a Mântuitorului. Erau o grămadă de limbi care se vorbeau și l-a trimis pe Alexandru Macedon și a făcut un singur imperiu în care se vorbea limba greacă. Oricine vorbea grecește n-avea probleme, era înțeles și înțelegea totul. De asemenea, a eliminat granițele, s-a făcut un imperiu în care cu un singur pașaport mergeai peste tot, ca în Uniunea Europeană sau ca în Statele Unite. Din Illinois în Wisconsin nu intrai cu pașaport, ci pur și simplu era aceeași țară, alt stat. Era un guvern federal la Roma. De asemenea, s-a născut din femeie pentru că în trupul ei trebuia să se conceapă în mod fizic, dar embrionul acela nu s-a conceput ca la oricare alt om care se naște. N-a fost o concepție naturală, ci a venit Duhul Sfânt. Și printr-un termen greu de înțeles, umbrit, s-a întâmplat miracolul în așa fel încât Hristos să nu iasă în lumea reală prin naștere, de fapt prin întrupare, ca oricare alt dintre noi, ca oricare altul dintre noi, și să fie sub incidența păcatului adamic și să nu mai poată fi mântuitor. El trebuia să fie fără păcatul adamic, iar atunci când se face adult, să nu aibă nici măcar un singur păcat. Odată dacă păcătuia, statutul lui de mântuitor era compromis, iar noi, împreună cu el, nu aveam nicio șansă. Vreau să ne oprim acum, pentru că noi suntem în timp și e bine să respectăm timpul. Obișnuim noi să spunem că este scurt, dar nu-i scurt, e cât trebuie. Și vreau acum să ne oprim și să ne pregătim să ne rugăm Domnului, ca unii care înțelegem cât de mult a investit, a cheltuit și a sacrificat Dumnezeu pentru ca să poată ajunge la condiția noastră de alungați, de înstrăinați. Imaginați-vă o mamă din România care nu știe nimic despre fiul sau fiica ei plecată de acasă în America și sună din România pe cineva, un păstor, îl sună de mai multe ori și îi spune: încearcă să dai de fiul meu. Și păstorul întreabă pe toată lumea, pe toți frații, pe toate surorile din biserică, pe toți tinerii: nu-l cunoști pe X? Și spune: nu. Nu-l cunoști pe X, nu-l cunoști pe Y? Și toată lumea spune: nu. Și femeia asta îl sună pe păstorul ăsta de multe ori și el îi spune: soră, îmi pare rău, dar nu știu pe nimeni cu numele ăsta. Dar ai întrebat și la biserica aia? Și la biserica aia, da, am întrebat. Te-ai interesat la toți cei pe care îi cunoști? Da. Și nu știe nimeni? Nu. Și femeia aceasta, la aproape 60 și ceva de ani, o femeie de la țară, de undeva din nordul României, se duce la ambasadă, în mod miraculos primește viza și ea, care n-a fost niciodată la București, vine în America. Vine în America și se duce să-l caute pe fiul ei. Unde? Peste tot în America asta mică. Să cauți un om într-o suburbie îți trebuie zile, să cauți un om în Chicago îți trebuie luni, să cauți un om în America numai, probabil că FBI-ul ar succes. Ei, femeia aceasta, în dragostea ei de mamă, fără limite, unde există, să spunem puțin, naivitate, nu stă frumos, e numai iubire de mamă. Ei bine, femeia aceasta a plecat să caute. Ceva similar a făcut Domnul Iisus Hristos când noi rătăceam pe drumurile pierdute și a pornit să ne caute. Dumnezeu a organizat un plan extraordinar ca să putem fi găsiți.
și a investit în Hristos ca să devină mântuitor și să poată avea calitatea de mântuitor ca să ne recupereze. Noi am fost niște ființe destrăbălate de-a dreptul, niște oameni care urma să mergem în iad, n-aveam nicio soluție. Însă prin Hristos, care a venit în calitate de mântuitor, Dumnezeu vrea să ne aducă acasă, să ne recupereze și să ne dea statutul pe care l-am pierdut de sfinți. Pentru aceasta a venit Iisus Hristos pe pământ. Aș vrea să te rog să înțelegi că te iubește Dumnezeu. Dacă traversezi o perioadă grea, te rog, îmbărbătează-te cu aceste cuvinte. Te iubește Dumnezeu. Dacă te simți singur, dacă familia nu te apreciază și dimpotrivă te jignește și îți spune cuvinte care îți iau orice merit, ascultă-mă, Dumnezeu te iubește. Dacă nu mai ai nicio soluție la problemele care te trântesc la pământ, Biblia spune, Dumnezeu te iubește. Vreau în seara aceasta cel mai amărât și trântit la pământ dintre noi, dintre cei care sunt online și ascultă cuvântul, să înțeleagă acest fenomen ieșit din comun. Dumnezeu te iubește și pe tine la fel de mult ca pe primul om pe care îl iubește. Vreau să ne rugăm să-i mulțumim că ne iubește și să ne asigurăm că și noi îl iubim. Să-i mulțumim că ne-a chemat și să ne asigurăm că îl urmăm. Să-i mulțumim că ne-a sfințit și să ne asigurăm că păstrăm neprihănirea. Frați și surori, aceasta este o problemă de viață și de moarte. Vă invit să ne ridicăm și prin rugăciune să încheiem serviciul divin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.